În Republica Moldova se întâmplă lucruri frumoase, proiecte frumoase desfășurate de tinerii noștri. De fiecare dată când putem, promovăm aceste proiecte pe care tinerii le pun la cale. În acest început de emisiune, așadar, vă povestim despre un proiect interesant care are la bază fotografia. Ideea este una frumoasă, destul de complexă, așa că o să încerc să nu dau eu greș cu informații, ci să punem toate întrebările primelor noastre invitate. Este vorba despre Alina Găină și Ana Maria Vartic, dar vreau întâi să mă așez așa ca să pot să zic funcțiile cum trebuie. Alina este comunicatoarea campaniei Tinerii din Moldova pentru Obiective Globale. Bună seara, Alina! Bună seara! Am zis bine, am zis corect? Ai zis bine, foarte bine! Așa, și Ana Maria Vartic este elevă în clasa 11-a implicată în această campanie. Bună seara, Ana Maria! Bună seara! Fetelor, de unde să începem? Hai să începem cu începutul. Cu începutul. Cu ideea acestei campanii și cu acel concurs care se desfășoară în cadrul campaniei. Așa, să începem că așa îi pe desfășurare, dar o să încercăm să facem așa un rezumat. Așa. Deci avem campania în Republica Moldova din ianuarie, Tinerii din Moldova pentru Obiective Globale. Este o campanie realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu mulți parteneri, UNFPA, UNICEF, Centrul Media pentru Tineri și alți parteneri care îi susțin, care ne susțin. Bun, acum noi colaborăm foarte mult, cum ai spus tu, cu tinerii. Pentru că ne interesează opinia lor și părerea lor și colaborăm cu centrele tineret din țară. Să revin înapoi la campanie. Este campania în această perioadă pentru că în iulie Moldova merge la New York și are de oferit, de zis, despre raportul despre evaluarea națională voluntară. Adică, hai să zic așa, sunt 193 de țări care s-au întâlnit în 2015 și au semnat că o să respecte, că o să implementeze, că o să facă așa ca cele 17 obiective de dezvoltare durabilă să fie implementate. Ei bine, după 5 ani, Republica Moldova, în 2020, merge să zică ce a făcut, ce s-a schimbat sau la ce capitole mai are de muncă. Și atunci, apropo, avem susținerea guvernului, cei care vor să afle părerea și opiniile tinerilor, ce s-a făcut bine, ce se face nu prea bine. Și atunci, în vara acestui an, ziceam că Moldova merge acolo, tinerii, de fapt, prin concursul despre care urmează să povestim, da, prin alte activități, își zic ei acolo ce îi supără sau ce le place, ca mai apoi reprezentanții, autoritățile să meargă la New York și să zică, uite cum e în Moldova. Am înțeles. Ca așa, pe scurt, da, am încercat un rezumat. Da. Îmi dau seama că e complicat să faci, să cuprinzi într-un minut. Da, dar e un proces atât de important ca tinerii să-l înțeleagă și să se implice. Așa. Alina, hai zi-ne câteva propoziții și despre acest concurs fotografic, că după aia să vorbim noi cu Ana Maria despre pozele pe care ea le-a făcut deja. Așa. În cadrul campaniei Tinerii din Moldova pentru Obiective Globale. Și ca să avem adunate opinii de la toți tinerii, ne-am gândit să facem ceva pe gustul lor. Adică un concurs de fotografie pe social media, că tot acolo sunt tinerii. Concursul, deci, e în felul următor. Tinerii, toți tinerii din Republica Moldova, între 14 și 24 de ani, pot să publice, întâi pe rețele sociale, apoi trimit pe un e-mail, fotografii din satul lor, din orașul lor. Să zic că, de exemplu, obiectivul legat de educație. Uite ce îmi place, că la noi clasele sunt dotate și e super. Sau să zic o fotografie și să descrie. Uite, noi nu avem profesori, da? Noi în ultimul an facem toate obiectele cu 3 profesori, de exemplu, da? Și multe alte, la poluare se pot referi, că sunt 17 obiective care se referă la domenii de la viața noastră, de fapt, da? Cam asta e cu acest concurs. Da, și vrem să găsim cei 17 ambasadori, cei 17 tineri care înțeleg foarte bine de ce sunt importante obiectivele globale și să ei deja le promovează. Noi o să să le dăm titlul, da? Și apoi o să facem așa să continue, ca ei să continue să promoveze obiectivele globale. Am înțeles. Despre mai multe detalii și regulament te mai întreb neapărat, Alina, dar întâi Ana Maria să ne spună ce a făcut-o să se înscrie în cadrul acestui concurs? Păi, în primul rând, obiective globale, asta cred că este un subiect pentru care noi ar trebui să optăm, să vorbim despre aceasta și nu doar să vorbim, dar și să acționăm. Prin aceste fotografii, noi chiar putem să arătăm lumea din ochii noștri și asta chiar este foarte bine. Pe lângă asta, noi putem să arătăm ceea ce nouă ne place și ceea ce nu ne place. Și cred că m-a provocat pentru că foarte multe probleme le văd și simt că trebuie să spun. Toate că eu sunt mai pasivă în mass media,
Asta m-a provocat cumva, într-un anumit fel. Aha. Ce ai fotografiat până acum, Ana Maria? Și ce obiective din cele 17 ți-ai ales? Păi, toate obiectivele, dacă sincer, sunt interesante și la fiecare obiectiv îmi vin câteva idei și mă gândesc care ar fi mai bună sau care mai mult mă deranjează sau care mai tare îmi place. Am început, de fapt, cu obiectivul 11, comunitate durabilă, și deja am fotografiat o clădire veche, o clădire care are istorie și care m-a impresionat mult, nu doar istoria, dar și faptul că ea este lăsată să se derâme. Și asta pentru mine, de fapt pe mine asta mă deranjează foarte mult, pentru că fiecare societate are o istorie și dacă nu păstrăm noi istoria, păi cultura noastră nu o să aibă șansă. Pe lângă asta am fotografiat, dar încă nu am postat. În orașul nostru este o gunoiște care pe toți îi deranjează și asta duce la urmări grave în ceea ce privește clima și sănătatea noastră. Dar o să pun la obiectivul 13, clima. Uh-huh. Ai zis de orașul tău, Ana Maria, e vorba de orașul Strășeni. Da. Ca să înțelegem mai bine, Alina, înseamnă că fiecare tânăr care se decide să se înscrie în cadrul concursului o poate face prin mai multe fotografii. Da. Nu există limită. Da. Trebuie să o poate face prin mai multe fotografii, dar fiecare are dreptul o postare, o fotografie, un obiectiv. Și atunci o să avem diversitate și o să fie cumva mai corect. Zicea Ana Maria că vrea să fotografieze despre gunoiște, să pună pe Instagram și Facebook și nu dorim doar să fie niște postări și să le arătăm mai departe la New York. E minunat că acolo ajung, dar noi ne dorim încă un lucru, ca autoritățile de la noi să le vadă, ca adulții de la noi să le vadă și să înțeleagă că tinerilor le pasă, înseamnă că poate nu în zadar le pasă, poate e cazul să ne implicăm și noi adulții să susținem, știi? Și atunci sperăm și ne dorim ca din toată campania și din tot concursul ăsta Ambasador Media pentru Obiective Globale să iasă ceva frumos și să vorbim mai mult despre obiective. Pentru că obiectivele, cum zicea Ana Maria, se referă la monumente, se referă că trebuie să ne odihnim mai mult ca să avem o sănătate, o stare de bine. Se referă la la obiectivul de sănătate, că tot vorbim zilele astea, este și ăsta. Și multe domenii de viață în care noi fără ele nu trăim. De asta ar trebui să le îmbunătățim. Da, și chiar aceste obiective, ele sunt legate unele de altele, pentru că viața noastră este înconjurată de toate aceste obiective și noi nu putem să trăim fără asta. Așa că, dragi tineri sau dragi părinți, încurajați-vă tinerii să se înscrie. Din păcate pot să participe doar cei care au 24 până la 25 de ani. 24 e așa. Limita. Da, limita. Înscrieți-vă, arătați cum este în satul vostru, în orașul vostru. Unii o să deveniți ambasadori, ambasadoare media pentru obiective globale, iar dacă nu o să deveniți, nu-i nimic. Pentru că e foarte important în acest moment implicarea. O să vadă poate primarul din localitate și s-o schimba ceva. Sau o să vadă directorul de școală și o implementa ceva acolo ca să schimbe situația. Cine o să decidă câștigătorii? Va fi un juriu. După ce, apropo, până la 22 martie se ține concursul, apoi da, data limită, apoi vor fi transmise toate dosarele unui juriu. Juriu va fi câte un reprezentant de la toate organizațiile pe care le-am zis mai devreme, organizatorii, da? Nu voi fi eu în juriu. Da, nu voi fi eu în juriu. Deci va fi totul. Va fi cineva care nu-i cunoaște, nu a interacționat ca cu să ei. Fie obiectiv. Și va fi și un fotograf. Vom căuta ca să fie un juriu cât mai echilibrat. Da, așa. Apropo de, iată, de fotografie, de ce ați ales anume fotografia? Că ați fi putut alege orice altceva, un cânte, cel sau un video. Da, Ana Maria, zi. Păi, în primul rând, fotografia, doar dintr-o privire, poți înțelege mesajul complet și pe lângă asta, tinerilor le este cu mult mai ușor să facă o fotografie decât să se muncească foarte mult la un video. De fapt, video tot are un impact, da, foarte major asupra tinerilor. Pur și simplu, fotografia transmite cu mult mai repede mesajul și este mai accesibil pentru a face o galerie. Da. Și e mult mai scurt, că acum am urmărit tendințele social media. Așa. Și vrem informația repede să o vedem și am văzut-o și gata. Da, dar Ana Maria a zis bine că vrem fotografii pentru că tinerilor este ușor. Consiliul Național al Tineretului din Moldova, dar și noi, Centrul Media pentru Tineri, lucrăm cu tinerii în fiecare zi, practic, în fiecare an și atunci vedem ce le place lor. Și atunci am zis bine, dacă vă place, de ce trebuie să vă dăm formulare, să vă întrebăm
care obiectiv, cum e. Dacă facem un concurs de fotografie, publicați, scrieți și am rezolvat. Cel mai bine așa. Am rezolvat partea asta, cât de muncă este mult la obiective în țară. Deci, trebuie să ne înscriem în prealabil, ne scriem, așa, trimitem facem un e-mail, ce facem? Până la 22 martie ne-am lămurit de data limită. Acum, este un grup foarte util pe Facebook, tinerii din Moldova, pentru hashtag obiective globale. Iată așa, sunt oricum materiale în presă, așa găsiți grupul ușor, nu-i problemă. Postați, publicați pe rețele sociale, Facebook sau Instagram. Pe contul persoanei, da. Uh-huh. În cazul în care persoana, tânărul sau tânăra nu are cont, poate posta pe contul centrului de tineret din orașul raionului. Asta dacă ori mai fi și din aștia care sunt. Să știți că da, nu ești singura, Doina. Așa, după ce au publicat, acolo trebuie să aibă o descriere scurtă, cum le place rețelelor, hashtag-ul obiective globale și să indice obiectivul la care se referă acea fotografie. După care trebuie să trimite imaginea în calitatea cea mai bună pe e-mailul obiectiveglobale.moldova@gmail.com, ca să ne asigurăm că ei sunt primii, ca să ne asigurăm că fotografia este foarte bună, pentru că în luna mai vom avea o expoziție la Chișinău, în Grădina Publică Ștefan cel Mare, cu cele mai impresionante, din punct de vedere pozitiv sau negativ, imagini. Foarte frumos! Iată așa. Așa, o campanie foarte plină, foarte plină, da. Cu un scop nobil și cu o bază așa puternică. Ana Maria, vreau să ne spui dacă tu ești pasionată în general de fotografie și dacă faci fotografie. Eu iubesc fotografia. În general, am început de la 15 ani să fotografiez și am mers la niște cursuri pentru că am vrut să mă ocup cu asta foarte serios. După asta am aflat de Centrul Media pentru Tineri și după asta am ajuns ca voluntară la Centrul Media pentru Tineri la Abraziv și am învățat pe lângă fotografii deja și să mă ocup și cu video pentru că asta tot este pe placul meu. Eu cred că tu ești așa un fel de emblemă a tânărului activ din Republica Moldova, da. Așa că ești așa peste tot. Și la școală? Și la școală sunt activă. Și reușește și acolo, ești la centrul de tineret din Strășeni și e foarte activă. Și uite, acum și în campanie, nu știu, dar ai șanse, toți au șanse, toți tinerii la această etapă au toate șansele să devină ambasador media pentru obiective globale. Așa. Și asta ne-a bucurat și pe noi, pentru că noi am fost și în 22 de ateliere, în 22 de centre tineret din orașele din țară. Și atunci ne-a bucurat când am întâlnit tineri ca Ana Maria, care erau activi, cărora le pasă de obiective, cărora le place să facă fotografii și care au zis că, uite, eu o să mă implic pentru că cred că trebuie profesorii să mă audă, sau autoritățile, sau mama și tata să vadă postarea mea și poate ori să înțeleagă ceva. Dar eu vreau să știu, iată, de exemplu, în cazul tău, Ana Maria, de unde vine dorința asta de a face lucruri? Că sunt și tineri, sunt și elevi care nu vor, sau nu știu, nu sunt interesați. La tine e nativ, e moștenit. Aș putea spun că ești și moștenit, dar în același timp și mă atrage asta pentru că eu foarte repede mă plictisez de ceva și am nevoie mereu de comunicare, am nevoie de oameni în preajma mea, am nevoie de persoane la fel de active ca mine pentru că asta pe mine și mă motivează, dar și îmi creează încredere. De fapt, de multe ori m-am gândit la asta, de ce mie îmi place să fiu activă și de ce eu încerc mereu să fug de acasă și să ies în lume. Pentru că asta mă reprezintă pe mine. Am nevoie de așa lume, de lumea mea. De lumea mea, parte de școală, parte de casă, de lumea mea activă. Ce frumos! Se întâmplă să... De fapt, cred că nu ți se întâmplă, dar oricum te întreb. Dacă ai, uneori ți-e teamă să vorbești despre anumite probleme sau despre lucrurile care nu-ți plac în orașul tău, în localitatea ta? N-aș putea spun că mi-e teamă, pentru că la noi primărița este, da, ne ascultă de multe ori și n-aș crede că asta este problemă. Am tot dreptul să vorbesc, chiar și în familie am fost deprinsă dacă ceva nu este ok, spune. Și, nu știu, frica să vorbesc, poate doar dacă să fie într-o limbă străină și să nu cunosc limba. Dar așa, să spun ce mă deranjează, nu mă oprește nimic. Doar trebuie să fiu sigură că am argumentele necesare și să am pentru ce.
Uite ce copil, de fapt, Ana Maria nu mai este un copil, dar uite, un copil crescut frumos, știi? Da. Așa, în spiritul ăsta, liber și curajos, frumos. Alina, un îndemn, un mesaj? Un îndemn? Da, te rog. Înscrieți-vă, mai aveți o săptămână, 22 martie, data limită, așteptăm fotografiile voastre, aveți toate șansele să deveniți ambasadori, multe oportunități după, dar pe lângă oportunități și titlul de ambasador, care este frumos și important, înscrieți-vă pentru că obiectivele globale sunt foarte importante și o să ne facă viața mai frumoasă și mai bună în Republica Moldova. Perfect! Uite ce prezentare frumoasă! Fetelor, voi sunteți invitatele perfecte, știți? Când vine ambasadorii. Omul vine și știe sigur ce vrea să zică, ce vrea să le transmită celor de acasă. Venim cu ambasadorii mai târziu. Numai decât, ne-am înțeles, așa facem. Alina, mulțumim, Ana Maria, mulțumim, succes! Mulțumesc mult! Și vă mai așteptăm cu proiecte frumoase. Venim!